Bună și bine v-am regăsit la o nouă ediție a evenimentelor din seria Mama și copilul, marca Ce se întâmplă, doctore. De data aceasta vorbim despre îngrijirea orală și vorbim despre alimentația echilibrată care asigură sănătatea dinților. Și pentru a afla cât de importantă este alăptarea în procesul de protecție al danturii la copii, stăm de vorbă cu doamna doctor Ana Culcer, medic primar pediatru, care este invitat la eveniment. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua, bine v-am găsit! Spuneți-ne cât de importantă este alăptarea pentru sănătatea dinților pe termen lung. Este esențială atât pentru osificarea dentiției, care este cu totul alta în copilul succesând, cât și pentru implantarea corectă a dinților și dezvoltarea corectă a maxilarelor și a cavității bucale. Odată cu întreaga osificare a scheletului, dinții, făcând și ei parte din aceeași categorie, se vor dezvolta altfel și vor fi mai bine osificați și mai rezistenți. Spuneți-ne ce se întâmplă dacă mamele nu pot alăpta? Dacă nu pot alăpta, trebuie să găsească un lapte potrivit pentru greutatea și vârsta de gestație a copilului și să încerce să le dea cu un biberon prin care copilul să tragă cu dificultate laptele, să nu-i curgă direct în guriță, ca să-și dezvolte corect cavitatea bucală și atunci implantul dentar să fie diferit. La fel, necesarul de calciu și de vitamina D trebuie respectat. Ce recomandați dumneavoastră în privința îngrijirii cavității orale în primele 6 luni de viață? În primele 6 luni ei nu prea au dinți, dar de multe ori copiii fac micoze în cavitatea bucală și trebuie curățită cavitatea bucală și eventual cu o glicerină, dacă e nevoie, chiar cu stamicin, și să avem grijă ca să fie permanent curată atât limba cât și gingiile și toată cavitatea bucală a copilului. Doctor, mulțumim frumos! Plăcere și altă dată cu drag!